Doi împărați, capitolul 17, cu 24. Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din Sefarvaim și a așezat în cetățile Samariei, în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul și Domnul a trimis împotriva lor niște lei care îi omorau. Atunci au spus împăratului Asiriei, neamurile pe care le-ai strămutat și le-ai așezat în cetățile Samariei nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului țării și el a trimis împotriva lor niște lei care le omoară pentru că nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului țării. Versetul 28. Unul din preoții care fusese luați rob din Samaria a venit de s-a așezat la Betel și le-a învățat cum să se teamă de Domnul. Dar neamurile și-au făcut fiecare dumnezeii săi în cetățile pe care le locuiau și i-au așezat în templele idolești, din înălțimile zidite de samariteni. Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot, Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat, pe Ashima, cei din Ava, pe Nibhaz și Tartac, cei din Sefarvaim și ardeau copii în foc în cinstea lui Adramelec și Anamelec, dumnezei din Sefarvaim. Totodată se închinau și Domnului și și-au făcut preoții ai înălțimilor luați din tot poporul. Preoții aceștia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălțimi. Astfel se închinau Domnului, dar slujeau în același timp și dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fusese rămutați. Până în ziua de astăzi își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov. Amin. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Este o bucurie să ne revedem. Ne-am mai văzut joi seara și iată că Dumnezeu ne-a mai dat încă o zi de har să ne întâlnim, să ne vedem. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Înainte să intru în această temă care e un pic sensibilă și anume frica, o frică, o adevărată frică pe cale de dispariție, frica de Domnul, aș vrea să vă spun că Domnul mi-a arătat că erau aici în mijlocul bisericii niște piese, erau niște piese care, știți cum este atunci când apare rugina și scârți, așa scârți iau, și piesele astea trebuiau curățate și apoi unse. Și atunci lucrarea mergea bine. Și Domnul, cred că de aceea a arătat lucrul acesta pentru că vrea să miște un pic poporul de aici și în special tineretul și Domnul vrea să le dăruiască Duhul Sfânt, Domnul să lucreze. Apoi ce am văzut și asta va trebui să veghem și noi și mie îmi sună și la oricine, erau niște pietre, ca niște jaloane puse de Dumnezeu pe o câmpie și biserica trebuia să respecte jaloanele acestea și să-și păstreze drumul înainte pentru că ele marcau marginile drumului, limitele drumului. Pietrele erau strălucitoare, spuneam, erau ca niște stâlpișori, dar se vedeau ca și îngropate în pământ. Asta nu era rău, că erau așa le-a pus Dumnezeu, dar se vedeau foarte clar. Problema a fost alta. Că la un moment dat, vrăjmașul a venit și a adus, așa cum sunt broaștele alea țestoase, așa, exact de forma celor pietre strălucitoare, a adus câteva și le-a presărat ca să facă să lărgească drumul și poporul să apuce pe drumul pustiului. Și aici se trăgea un mare semnal de alarmă ca frații, surorile, tot ceea ce fac, tot ceea ce vorbesc, tot ceea ce gândesc să fie în parametrii Scripturii, fraților. Dacă noi păstrăm parametrii Scripturii, inclusiv în închinare, inclusiv în
predicarea Evangheliei, în rugăciune, în tot ceea ce facem, inclusiv la casele noastre. Atunci drumul nu va putea fi falsificat și Domnul va dărui biruință poporului său. Domnul să ne ajute la aceasta. Am mai avut ceva, aseară ne-am întâlnit cu câțiva frați și n-am apucat să le spun de asta, spuneam, îmi sună și mie și la oricine. A apărut în mijlocul nostru, aseară, cred că asta sună la oricine, a apărut o imagine a unui dragon, știți dragonii ăștia cum se uită copiii la un dragon așa verde, mare, care avea o manta și a prins pe copii sub mantaua lui. Copiii erau așa de distrați, vai ce frumos e, ce bine e, hai că mergem și îi ducea, știți unde, într-o piață unde ardeau flăcări de foc și vrăjmașul vroia să-i ardă pe față și pe mâini și copiii ăștia să fie ca niște copii ieșiți din război. Și știți care e problema? După ce ieși din război, ai probleme, ai urmări, ai sechele, trebuie să ocupe cineva de tine, să-ți vindece rănile. Așa se întâmpla în dreptul copiilor noștri. Și mi s-a dat că acel demon este demonul tehnologiei. Cu tehnologia, diavolul îi prinde pe copiii noștri, îi arde nu pe față, nu pe mâini, în suflet îi arde. Și noi trebuie, fraților și surori, să cerem de la Dumnezeu călăuzire ca să știm ce avem de făcut. Domnul să ne ajute! Haideți să ne uităm puțin în textul nostru și să vedem acest concept. Există o frică pe cale de dispariție, o frică despre care Biblia vorbește și o numește comoara Sionului, așa o numește în Isaia în capitolul 33, și anume frica de Dumnezeu. Uitați-vă, fraților și surori, ce se întâmplă. Oamenii aceștia despre care am citit, samaritenii, oamenii aduși din toate populațiile din Imperiul Asirian, da? Oameni aduși din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat, Sefarvaim, spune versetul 24, ei vin aici, în Samaria, pun stăpânire pe cetatea aceea și oamenii ăștia normal, nu se tem de Domnul. Și problema lor, care era? Ok, nu se temeau de Domnul, dar o îngăduit Dumnezeu niște lei, spune versetul 25, și lei ăștia îi omorau, îi ucideau. Imediat oamenii și-au dat seama că este vorba de un factor religios și imediat au trimis vorbă împăratului Asiriei: împărate, aici, în zona unde pe noi ne-ai strămutat, exista o închinare și noi nu cunoaștem stilul acela, tipul acela de închinare, noi nu-l cunoaștem, te rog frumos, ajută-ne. Și imediat împăratul trimite în zona aceea un preot care vine și spune, versetul 28, i-a învățat cum să se teamă de Domnul. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă frică de Dumnezeu falsificată. Pentru că vorbim în primul rând de anumite definiții, da, definiții pe care noi le putem da fricii de Domnul. Samaritenii aveau o frică de Dumnezeu falsificată sau teoretică. Și vedeți aici, în capitolul ăsta al definirilor, că noi vrem să știm ce este frica de Domnul. Uite că există o frică de Dumnezeu teoretică. Din punct de vedere teoretic, eu mă tem de Dumnezeu. Dar din punct de vedere practic, eu nu mă tem. Și vedeți, vorbim de limite. Pentru că da, Dumnezeu ne-a trasat niște jaloane. Noi rămânem pe calea lui Dumnezeu prin frica de Domnul. Să știți, asta ne păzește să nu facem prostii, să nu ieșim, să fim excentrici, să ieșim din voia lui Dumnezeu. Mi-a plăcut ce a scris un mare teolog american din secolul XVIII, Jonathan Edwards. Se ruga odată și și-a notat rugăciunea și a zis așa, și s-a bazat pe Biblie. A zis: Dumnezeule, dacă vreodată vei vedea că în inima mea scade dragostea de tine, te rog, fă să crească frica de tine ca să nu fac mari păcate. Și s-a bazat pe Biblie. Știți de ce? Pentru că Ioan a venit și a zis: în dragoste nu este frică, dar e dragostea desăvârșită. Ori frica de Dumnezeu trebuie să existe în dragostea lui Dumnezeu.
Pentru că acolo el vorbește de un alt tip de frică, nu de frica de Domnul. Dar de multe ori am observat lucrul acesta. Atunci când noi nu mai avem dragoste de Dumnezeu, parcă scade și frica de Domnul. Parcă scade din sufletul nostru și faptul de a mă teme de Dumnezeu, faptul de a avea reverență, de a avea respect față de Dumnezeu. Așa cum spune în Psalm, bucurați-vă tremurând. Și de multe ori venim și ne bucurăm și nu mai tremurăm de frica lui Dumnezeu. De multe ori poate numai ni groază de Dumnezeu, pentru că știți ce se întâmplă? De multe ori când auzim că Dumnezeu în familia cu tare a îngăduit cancerul, începem să ne temem de Domnul, dar nu în sens biblic. Ne îngrozim, bă, nu cumva să vină cancerul și peste mine, nu cumva să pățesc și eu ceva, dar în loc să mă pocăiesc, în loc să mă apropie Dumnezeu, în loc să mă rog mai mult, să citesc mai mult în Biblie, să-L caut pe Dumnezeu mai mult. Am avut în Cluj pe fratele Iacob Șumandea. Omul acesta, la vârsta de 82-83 de ani, a fost prima dată la doctor. Auziți? La 92-93 de ani. Prima dată la doctor. Zice, m-am dus acolo. Zice, eu obișnuiam la mine acasă, atunci când eram bolnav, mă rugam și Dumnezeu mă vindeca. Și iar eram bolnav, mă rugam, Dumnezeu, ce toată viața eu așa am procedat. M-am rugat și Dumnezeu m-a vindecat. Dar am zis într-o zi, mă, cine știți, bătrân, poate nu mai am nici credință, mă duc la doctor. Și ce m-am dus, am văzut câți oameni stăteau acolo la coadă, stăteau la rând să intre la medic. Am început să plâng și am zis, Doamne, te rog frumos, iartă-mă că am venit și am apelat la om. Mă duc acasă, Doamne, și iară mă rog și te rog să fii tu medicul meu. Și s-a dus acasă și Domnul iară l-a vindecat. Dar omul acesta, ascultați-mă, am fost cu el în misiune, am fost cu el, pe drum cânta, pe drum se ruga. Dacă ajungeam într-un loc și cineva începea niște vorbe așa mai cu două înțelesuri, mai câte o glumă, fratele zice, asta din ce evanghelie ai scos-o? Și imediat scotea lucrurile acolo unde trebuie. Și dacă intra într-o familie ca să preîntâmpine bârfa sau anumite lucruri, omul acesta începea să recite psalm și spunea psalm și nimeni nu mai avea loc să vorbească altceva, numai psalm, numai cuvânt, începea o cântare, zicea hai să facem o rugăciune și era biserică în familia aceea. Așa și-a petrecut omul ăsta toată viața și ăsta e secretul biruinței, să știți, ăsta e secretul biruinței. Dar toate acestea, să știți, le facem numai și numai prin frică de Dumnezeu. Frică de Domnul teoretică. Isaia 29:13. Poporul acesta, zice Domnul, și asta îmi sună mie în primul rând, poporul acesta se apropie de mine, uitați-vă ce spune aici, și mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui e departe de mine și frica ce o are de mine e o învățătură de dat inomenească. Fraților, Dumnezeu nu iubește această frică falsificată, această frică deșartă, o frică de Dumnezeu teoretică. Mă prefac că citesc în Biblie, mă gândesc la altceva. Mă prefac că mă rog, mintea mea în altă parte. Mă prefac că, cine știe, predic și când predic, mintea mea, cine știe pe unde-i. Și nu-i putere și nu-i impact și nu se mai vindecă bolnavii și nu mai lucrează Dumnezeu. De ce? Nu mai avem frică de Dumnezeu. Avem o frică, uitați-vă cum spune, o învățătură de datină omenească. O regulă, atâta știm că trebuie să venim la casa Domnului, știm că trebuie să ne rugăm, știm că trebuie să postim și postim puțin, să știți, în general postim în vremea asta puțin, altă dată era altfel, dar știm că trebuie să le facem și le facem și le facem doar de formă. E o frică de Dumnezeu falsificată și lui Dumnezeu așa ceva nu îi place, nu îi place. Mă uit în Biblie și găsesc definiția ale fricii de Dumnezeu. Uitați-vă ce spune psalmistul David în Psalmul 111. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Asta nu Solomon a pus definiția, ci David a pus-o. Uitați-vă!
Solomon numai a preluat-o și a dus-o mai departe. Solomon spune în Proverbe, în capitolul 2, în capitolul 8, în capitolul 10, frica Domnului este învățătură și înțelepciune. Învățătură și înțelepciune. Și vin mulți și spun, mă, nu înțeleg. Care e legătura dintre frica de Dumnezeu și înțelepciune? Care e legătura dintre frică de Domnul și învățătură? Înțeleg, citești Biblia și îți intră în minte că să nu furi, să nu prea curvești, să nu ucizi, astea le înțeleg. Dar care e legătura dintre frica de Domnul și învățătură? Că uitați-vă, spune Solomon, frica Domnului e învățătură și înțelepciune. Sau David, frica Domnului e începutul înțelepciunii. Care este legătura dintre astea două? Știți care? Vine Dumnezeu și prin cuvântul lui Dumnezeu ne dă anumite aspecte teoretice, fraților. Dar când mă tem de Dumnezeu, le pun în practică. Și atunci începe cu adevărat înțelepciunea în viața mea. Înțelegeți? Deci pot să am o înțelepciune, pot să am o învățătură, o teorie goală. Și asta să fie aici. Dar cel mai lung drum este de aici și până aici, de la cap la inimă. Ăsta e cel mai lung drum, de multe ori. Nu-i drumul din America până în România, de aici și până aici, cel mai lung drum. Ei, când vine frica de Domnul peste mine, drumul acesta se realizează. Ascultați ce scrie în Biblie, da? Iosif stă în fața unei femei, toată rujată, aranjată, vopsită, cu cercei, cu haine frumoase, parfumată. Și femeia asta zice, hai! Și Iosif se uită și zice, cum aș putea să fac un păcat așa de mare împotriva lui Dumnezeu? De ce? Avea el teorie din familie, dar când o lăsa Dumnezeu, duhul acela al fricii de Dumnezeu peste el, a fost înțelept. Știți de ce? Pentru că este o altă definiție a fricii de Dumnezeu în Iov 28 și scrie acolo, depărtarea de rău este pricepere, înțelegeți? Depărtare de rău, asta e ceva practic, pentru că înțelepciunea și priceperea merg împreună, da? Și frica de Domnul, spune tot Iov acolo, este pricepere. Isaia o numește comoara Sionului. De multe ori venim în biserici, ne uităm, aparatură, cu tare, mergi la un om acasă, îi vezi câte mașini are, vezi casa cât e de mare, să-ți arate frica de Dumnezeu, dragă frate, dragă soră, și atunci o să știi că el are o comoară adevărată. Aia e adevărata comoară a omului, pentru că afacerile le va face în frică de Domnul, vorbele pe care le va rosti le va face în frică de Domnul, gândurile lui le va controla frica de Domnul și așa se va numi om evlavios. Pentru că în Noul Testament ce vedem noi, cuvântul evlavie se traduce din Vechiul Testament prin frică de Domnul. Deci evlavia și frica de Domnul sunt una și aceeași. Și suntem la acest capitol mare, da, al definițiilor oferite fricii de Dumnezeu. Există și groază de Dumnezeu, nu? I-a apucat groaza pe cei din timpul lui Iacov când a băgat Dumnezeu groaza în ei și în alte împrejurări. Groază, de asta nu despre asta discutăm, vorbim strict despre frică de Dumnezeu, frică de Domnul. Uitați-vă tot cuvântul Sfânt, în special Cartea Proverbelor ne spune că frica de Domnul este urârea răului. Să urăști răul. Uitați-vă astăzi, agenda lumii în care trăim, știți pe ce pedalează? Pe relativismul moral și pe acceptarea tuturor categoriilor de oameni. Și dacă omul, el consideră că trebuia să fie bărbat și el de fapt e o femeie, nu, hai să-l acceptăm. Și Biblia zice, stai un pic omule dragă, frică de Domnul înseamnă urârea răului, mai urăști tu răul, nu-l urăști pe păcătos, tu vrei ca el să fie recuperat, dar răul acela, păcatul acela trebuie urât. Și știți care e problema? Se vede și amprenta la relativismul moral și la acceptarea asta cu orice preț în stânga și în dreapta, în lumea noastră, se vede și o pus amprenta, știți unde? În predicile noastre. Ni frică să mai vorbim de la amvane că se filmează
Și dacă cineva aude că ai pronunțat un cuvânt, te dă în judecată și ți-e frică, măi, ți-e frică de pielea ta, nu cumva să pățești ceva. Ei, suntem într-o epocă în care trebuie să se arate adevărații martiri al lui Dumnezeu. Să știți că martirii lui Dumnezeu vor fi culeși de la amvoanele lui Dumnezeu. Dacă unii vor fugi, o vor face pe răspunderea lor și vor trebui să plătească înaintea lui Dumnezeu. Dar este vremea în care să-i spunem păcatului păcat, neprihănirii neprihănire și să-L urmăm pe marele nostru rege. Doamne, ajută-ne la aceasta! Eram anul trecut la un frate din România, un frate păstor, un prieten al nostru și povestea el, l-am rugat să mai povestească experiența pe care a avut-o undeva la câțiva ani după Revoluție. Deci asta, gândiți-vă, era prin anii 90 și ceva, încă nu se știa mare lucru în România despre Uniunea Europeană și omul ăsta povestește și spune niște lucruri. Zice, frate, într-o noapte am avut un vis. El e păstor, e proroc, e un om al lui Dumnezeu. Într-o noapte am avut un vis. În visul meu se făcea că în biserica unde eu slujeam a venit cineva și a zis, eu sunt trimis de la Uniunea Europeană, în biserica asta. S-a uitat la persoana care vizita biserica, da, da, sunt trimis de la Uniune. Mai era cu el încă unul, erau doi. De ce ai venit? Am venit pentru că există o poruncă din partea Uniunii Europene. Tu va trebui aici în biserică să căsătorești un bărbat cu un bărbat. Asta trebuie să o faci. El s-a uitat, a făcut ochii mari, n-a auzit până atunci niciodată de Uniunea Europeană, n-a auzit nici de problemele astea tocmai în biserică și a zis, îmi pare rău, eu așa ceva nu fac. Și ăsta a fost visul. După o săptămână, continuă visul. Era în altă biserică, acum biserică de oraș. Erau împuterniciți, puși de Uniunea Europeană în structurile de conducere ale cultului. Gândiți-vă la asta, gândiți-vă, că acolo urmăresc. Și ăștia veneau împuterniciți de la cult, plus ăștia l-ați din partea Uniunii și spune, am venit să vă spunem care e agenda Uniunii. Căsătorie între bărbat și bărbat, femeie și femeie. Și păstorii ridicau din umeri, se mirau și el mergea prin biserici în visul lui, da? Și le spunea, păstrează-ți credința, nu te lepăda de credință, stai lângă Hristos, respectă Scriptura. Și al treilea vis pe care l-a avut, spunea el, după o perioadă, zice, eram în biserică la mine, nu mă mai puteam ridica la amvon, zice, eram bătut măr. Și o striga cineva din biserică, zice, frate păstor, s-a meritat să te bată ăștia și să te chinuie 3 luni de zile, aproape că te-au omorât în bătaie. Și eu, spunea el, am răspuns, da, pentru Hristos se merită chiar să mor. Deci, fraților, gândiți-vă un pic în ce vremuri trăim și copiii noștri se duc la școli și se duc în drumul lor și spresați, îți agățați cu ghearele răului, diavolul îi agață și spune, crede ca mine, vorbește ca mine, gândește ca mine, dacă poți, acceptă-mă, atâta, la început numai acceptă-mă, după ce m-ai acceptat, gândește ca mine, după ce gândești ca mine, vorbește ca mine, după aceea fă ca mine și ajungi ca și mine. Deci asta merge, răul din aproape în aproape, și noi suntem chemați să luăm ca o călăuză sfântă și dreaptă, frica de Domnul și să urâm răul fraților. Domnul să ne ajute la aceasta. Vedeți, sunt definiții pe care Biblia ni le dă. Începutul înțelepciunii, iarăși frica de Domnul, am amintit-o. Izvor de viață, Proverbe 14. Școala înțelepciunii, Proverbe 15. Comoara Sionului, Isaia 33. Sunt atâtea lucruri care țin de frica de Domnul. Ce beneficii am, că pe noi avem o gândire și de multe ori ca predicatori trebuie să ne conturăm așa predicile pe tiparul de gândire al oamenilor în mijlocul cărora suntem, pe care îi slujim. Și noi avem tiparul ăsta, ok, bun, mă rog Domnului să-mi dea frică de Domnul, mă rog și Domnul mi-o dă, sau citesc Biblia, Domnul mi-o dă. Dar ce beneficii am? Gândim foarte comercial. Biblia zice ce beneficii avem. Cel care are frică de Dumnezeu, spune Proverbe capitolul 10, are zile lungi, zile lungi. Ce înseamnă asta? Înseamnă zile fără grijă.
Știți, când tot ai grijă, când tot ai frică în mintea ta, mă, se întâmplă ceva, mi-a foc casa, mi-a foc... Vezi că e dimineață și deja iară seară, iară dimineață, iară seară. Zilele sunt foarte scurte, sunt foarte comprimate. Știi de ce? Pentru că te domină frica. Și la oameni în viața cărora domină frica, zilele sunt foarte scurte și anii sunt foarte scurte. Numai vede că a trecut un an, doi, trei, patru, cinci, zece ani. Și el o sta sub dominația fricii și nu a făcut absolut nimic pentru că frica l-a paralizat. Ei, cel care are frică de Dumnezeu, da? Frica cealaltă e altceva, e altceva. E fobie, da? Aia de care ziceam cu zilele scurte. Când ai frică de Dumnezeu, ești liber înaintea lui Dumnezeu, te cercetează Duhul Sfânt, îți face Duhul Sfânt viață frumoasă, îți face inima liberă, seara te pui pe pernă și dormi, așa ușor, liniștit. Vine Duhul Sfânt și zice, mă, dacă ți-e frică de Domnul, du-te, mă, și dă banii ăia înapoi la cutare, mă, că ești dator. Și te duci și o faci, că te temi de Domnul. Și atunci așa bine dormi. Du-te, mă, și dă mâna cu cutare, mă, că uite-i mânios pe tine, mă, spune că-l iubești, ia-l un pic așa și spune, frate, și pe tine te iubește Domnul și discută cu el și renoadă relația și din frică de Domnul te duci și o faci. Și atunci îți rezolvi din frică de Domnul toate problemele pe care le ai pe orizontală, pe verticală, la fel, și stai și dormi liniștit. Și spune Proverbe, zile lungi, zile lungi, extraordinar. O, un alt beneficiu pe care ne-l aduce frica de Domnul, spune Proverbe 19:23, este că ne duce la viață. Odată că te duce la viață veșnică și al doilea, că îți dăruiește viață, îți dăruiește tu în tine, ai putere de viață, ai pentru ce să trăiești. Prin frica de Domnul, să știți, și am întâlnit cazuri, oameni care n-aveau frică de Domnul și trebuiau să rezolve problema păcatului. Am întâlnit un frate, a plecat la Domnul chiar zilele trecute și mi-am amintit de experiența asta. El venise de undeva din Bucovina, venise în zona noastră, în zona Clujului, și a trebuit să-l duc undeva, era grav bolnav, știți cum? Atât era de bolnav cu inima, că abia reușea să șoptească niște cuvinte, făcea eforturi groaznice ca să șoptească ceva, să vorbească, așa de tare îl durea inima. La operație nu voia să se ducă, voia să-l vindece Dumnezeu, și atunci ne-am luat câțiva frați și am mers la Luncani, la fratele Tiut, am luat pe bătrânul bisericii noastre, pe fratele Presican, hai să mergem, ne rugăm pentru fratele ăsta, și ne-am dus. Știți care a fost problema lui? Problema din viața lui, din ființa lui, a fost că nu putea să ierte pe cineva din biserică. I-a greșit cineva din biserică așa de rău și într-adevăr omul a fost greșitor. Dar omul ăsta nu putea să-l ierte, nu putea să șteargă datoria aceea pe care o purta după el. Și fratele Presecan ne-a spus, auzi, dacă tu-l ierți pe omul acesta, Domnul face o minune, îți despovărează inima și o să-ți dea viață. Tu mori în câteva zile, zice, mori, uite, așa de rău arăți că mori, la doctor nu vrei să te duci, alege, vrei să mori sau vrei să trăiești? Vreau să trăiesc. Știi ceva? În momentul acesta îți iei hotărâre, te duci, îi spui la fratele că l-a iertat, dar îți iei hotărâre că l-a iertat 100%. Fraților, s-a schimbat omul ăla pe loc, pe loc. I s-a schimbat culoarea, înfățișarea feței, i s-a făcut plăcută, parcă pulsa sângele în el, era mai întărit. În câteva zile omul acesta a fost vindecat de boala lui de inimă. Și au trecut de atunci cel puțin 10-12 ani și Dumnezeu i-a dat viață. Uitați-vă, fără operație, fără altceva, a trebuit să ierte. De ce? Ăsta e beneficiul fricii de Dumnezeu. Îți aduce viață lungă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Te duce la viață. Și apoi sunt și altele, 14:26, cel care se teme de Dumnezeu are un sprijin în Dumnezeu și încă un beneficiu foarte mare, da, urmașii celui care se teme de Dumnezeu vor fi binecuvântați. Copiii tăi pot să fie binecuvântați dacă tu te vei teme de Dumnezeu. Ăstea sunt beneficii extraordinare. Dar haideți să ne uităm puțin aici în textul nostru, pentru că sunt niște aspecte foarte practice pentru noi. Sunt aspecte foarte practice. Uitați-vă ce se întâmplă cu oamenii din Samaria, da? Spuneam, definiții,
am oferit câteva definiții ale fricii de Domnul, beneficii, am oferit iară câteva beneficii din Scriptură. Și acum ne uităm la textul nostru, pentru că aici observăm o frică de Dumnezeu pe cale de dispariție, observăm o frică falsificată de Dumnezeu și uitați-vă la oamenii ăștia care trăiau în fățărnicie, erau duplicitari. Erau duplicitari, da? Frica teoretică, am spus despre ea, dar aici este o frică de Dumnezeu care trăiește într-o duplicitate, într-o fățărnicie, într-o ipocrizie. Și uitați-vă ce se întâmplă la oamenii ăștia, pentru că ne caracterizează și pe noi de multe ori lucrul ăsta, da? Vine popa ăla, preotul ăla din Babilon, la Samaria, versetul 28, îi învață cum să se teamă de Dumnezeu. Da, frica de Domnul. Nimeni nu poate să te învețe cum să te temi de Domnul. Frica de Dumnezeu se trăiește, fraților. Nu vine cineva și zice, bă, vrei să te temi de Domnul? Da. Știi cum? Cum? Citești Biblia, te pui pe genunchi, te rogi. Așa, știți cum facem? Ca și băbuța aia din Vatican, povestea fratele Moise Lucaci, că a fost odată și a vizitat Vaticanul și zice, m-am dus la piciorul Sfântului Petru, era o băbuță, o femeie bătrână, îi săruta piciorul lui Sfântul Petru, am văzut-o prin catedrale, îi săruta pe sfinți și zice, au zis un frate, băi, vrei să vezi, mai este aici ceva muzeu cu niște arătări, cu niște dihani mari, cu niște monștri, păi zice, hai să mă duc să văd. Și numai ce am intrat și femeia noastră era acolo, îi săruta și pe monștrii ăia. M-am dus la ea și am întrebat-o, era o italiancă de asta, am întrebat-o prin frații care erau cu mine. Femeie dragă, dar ce faci aici? Mai înainte, în urmă cu o oră, tu îl sărutai pe Sfântul Petru, statuile alea, iconile alea. Și aici îi sărut pe ăștia. O zis, oameni buni, zice, eu sunt femeie bătrână, zice, am o frică, o groază mare, că zice, eu o să mor în scurtă vreme și nu știu unde ajung. Și atunci mă pun bine și cu ăștia și cu ăia. Vedeți? Asta înseamnă duplicitate, asta înseamnă ipocrizie, fățărnicie, să încerci să-L împaci și pe Domnul și să încerci să-L împaci și pe celălalt. Asta nu se poate niciodată, niciodată. Uitați-vă ce spune aici, pentru că e groaznic ce citim aici. Ăștia merg, au un altar, vine omul acela, preotul acela și le face un altar pe muntele Garizim. Hristos îl găsește când vine în timpul lui, da? În Ioan, în capitolul 4. Și au un altar și duminică mă duc, nu zic duminică, ei se duceau probabil sâmbăta, mă duc în ziua sabatului și mă rog Dumnezeului cerului și citesc legea lui Moise și spun cele 10 porunci și dacă ar fi știut Tatăl nostru și Tatăl nostru l-ar fi spus, toate le spun. Dar imediat, în următoarea zi, trebuie să mă duc și la Sucot, Benot ăsta, și la Nergal, și la Shima, și la Nibhaz. Uitați-vă, sunt aici niște demoni, niște duhuri care stăteau în spatele unor idoli. Și să știți că ne vorbește și nouă, versetul 30. Da? Asta e frica dublă, da? Frica duplicată, frica asta falsificată la nivel de fățărnicie. Da? Frica, dacă vreți, cameleonică. Sucot Benot, da? Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot Benot. Ce însemna acest Sucot Benot? Sucot Benot, în traducere biblică, înseamnă corturile fetelor. Era un loc de imoralitate, o idolatrie imorală. Și atunci să mă duc și să mă rog lui Dumnezeu, pentru că îmi sună și mie. Și am întâlnit în biserici fenomenul acesta. Și vine și se roagă și plânge și plânge și plânge. Și după aceea merge acasă și intră pe site-uri murdare, vizionează ce nu trebuie, vine iar la biserică, Doamne iartă-mă, Doamne, ce să te ierte, omule, ce să te ierte? Tu trebuie să fii eliberat, tu trebuie să se roage frații pentru tine ca să scapi de flagelul ăsta. Asta se întâmplă în dreptul tău. Că nu putem să mergem pe două căi, să mă duc și cu Dumnezeu și cu lumea, să beau și paharul Domnului și paharul dracilor. Asta nu se poate niciodată în viața mea. Dacă sunt cu adevărat un om cu frică de Dumnezeu, cu adevărată frică de Dumnezeu. Vedeți? Oamenii ăștia se închină acolo pe muntele Garizim, în fața lui Dumnezeu, și merg la Sucot Benot, acolo unde erau corturile fetelor, unde era imoralitate, și în vremea noastră sunt
alții și alții și alții și-am întâlnit și nu vreau să arunc un noroi și nu vreau să vorbesc urât, pentru că așa e de grea dependența asta. A venit într-o zi un tânăr la mine și a zis, frate, zice, azi disperat, disperat, îți la culme de disperat. I-am zis, ascultă-mă, Biblia îți oferă două alternative. Zice, care? Ori îți scoți ochiul, ori îți scoți internetul de acasă. Vai, frate, la cum vorbești, eu îmi scot eu ochiul, mă duc fără un ochi pe drum, cu o gaură în cap. Zice, nu, zic, dacă te doare așa tare pentru ochiul tău, taie internetul. Dar nu ți-ai rezolvat problema. Mă zice, bine, mulțumesc. Se duce acasă, renunță la internet, mă sună după o săptămână, după două, frate, zice, nu mai pot, mă plictisesc, îmi trebuie să citesc, i-am dus niște cărți, ce nu-mi place, nu-mi place. Până la urmă, iar o căzut acolo. Foarte greu, atâta e de greu, atâta e de greu. Și nu vreau să zic că, vai de mine, cât îți eu de sfânt sau de bun, sau harul lui Dumnezeu ne ține oameni buni. Harul lui Dumnezeu. Pentru că intri, nu? Deja internetul ăsta face parte din viața noastră. Intri pe internet să-ți cauți ceva pentru firmă. Intri să faci un contract. Intri să trimiți un e-mail. Intri să faci ceva și imediat apare ferestruica aia cu iconița aia. Ce faci? Intri sau nu intri? Acolo e marea problemă. Pentru că le spuneam și altă dată tinerilor. Când am fost mai tânăr, când am fost, pot să zic, copil, eram la final de adolescență, atunci m-am dus la școală la Cluj, de la Câmpia Turzii, și am fost foarte ispitit, foarte ispitit, foarte. Eram ispitit, vedeam, apărea în fața mea o femeie, mă uitam la ea, mi se aprindea mintea mea și era foarte greu. Am zis, Doamne, așa nu pot să mă mai duc înainte, te rog, învață-mă tu ce să fac. Și Dumnezeu m-a învățat, m-a învățat Dumnezeu. Mi-a venit o idee, dar asta nu a fost de la Domnul, că era din mintea mea. Dacă apare o fată frumoasă la orizont, să-mi o închipui că e bătrână, că e zbârcită, n-a mers. Că n-apucam să-mi închipui nimic, că odată cădeam. N-am zis că asta e din mintea mea, asta nu-i bună. Ce s-a mai întâmplat? Într-o zi iau și citesc Biblia, dar eram așa de interesat. Doamne, cum pot să scap? Nu știu cum să scap. Învață-mă Tu cum să scap. Și citesc Biblia și citesc în Luca, în capitolul 4, și apoi am trecut în Matei 4, ispitirea lui Iisus. Diavolul i-a arătat, scrie acolo, într-o clipă, toate împărățiile pământului și strălucirea lor. Și mă oprește o voce din citit, o voce la nivelul minții. Stop, oprește-te! Da, Doamne! Acolo în strălucirea lumii și în împărățiile lumii erau femei frumoase. Sigur, Doamne, cele mai frumoase femei, prințesele, împărătesele lumii erau acolo. Hristos le-a văzut? Da, Doamne, le-a văzut. Dar uită-te și mai citește, dar și-a mai citit. Stop, oprește-te! Da, Doamne! Știi cât s-a uitat Hristos la fetele frumoase, la toate fetele frumoase din lume? Cât? O clipă. Ce înseamnă o clipă? Atât. O secundă. Tu de ce te uiți mai mult de o secundă la o fată frumoasă, măi? Că tu dacă te uiți mai mult de o secundă, păcătuiești cu ea în mintea ta, mă. Dacă privirea a doua o arunci spre ea, privirea aceea e cu interes, mă, și tu păcătuiești, mă. Nu te mai uita, mă. Și am învățat lecția. Mergeam pe drum, mă rugam, meditam la cuvântul Domnului. Dacă apărea undeva o fată, înmutam privirea în altă parte, treceam frumos pe lângă ea, mă uitam în altă direcție și Dumnezeu mi-a dat biruință, fraților, și am scăpat. Ăsta e Biblie, e Biblie ce vă spun. Și de aceea uitați-vă în lupta spirituală, lupta cu Sucot, Benot, nu cu corturile fetelor. Și apare iconița, nu? Că asta spuneam, apare și pâlpâie, că asta face diavolul, că le dă idei la oameni și hai, ce faci? Dacă ești slab, închide tot că ai scăpat. Dacă ești slab, închide tot, ai scăpat. Dacă nu, continuă-ți lucru, dar dacă te bâzăie prea tare, atunci să știi că te poți duce. Și foarte mare pericolul, foarte, foarte mare pericol. Uitați-vă la al doilea demon de aici, sau Dumnezeu sau idol, versetul 30, oamenii din Put au făcut pe Nergal. Nergal. Ce înseamnă Nergal? Era soarele sau zeul războiului al urii și al uciderii.
Și îmi dau seama, să știți, trăim într-o lume atâta de violentă, îmi și închipui, acolo pe frontul ăla din Ucraina, unde se bat rușii cu ucrainienii, 100%, asta vă pot da în semnătură, măcar că nu m-am interesat, dar vă spun 100%. Acolo este o parte din ăștia care se luptă din Rusia și din Ucraina, o parte îs foști jucători de jocuri video cu violență. Eu vreau să meargă pe viu, să vadă cum îi. Gândiți-vă la asta. S-au jucat poate 10 ani, poate 20 de ani, numai violență, numai sânge, pe ecran sânge, ucid, omoară, demolează, aruncă bombe. Și acum s-au dus să vadă pe viu ce se întâmplă acolo. Știți de ce? Lumea noastră tot mai multă violență are, e caracterizată de tot mai multă violență. Duhul ăsta, nergal ăsta, idolul ăsta, zeul ăsta, bântuie și în lumea în care noi trăim, e zeul violenței, e duhul violenței. Și să știți lucrul acesta. Ne tot mirăm, bă, ce răi erau ăia și ce setoși de sânge când punea cezarul de la Roma pâine și circ, că asta circula, ideea asta, pâine și circ, și aducea acolo pe arenă să se omoare gladiatorii și omorau animale. Bă, ce răi erau ăia, mă, ce însetați de... Dar noi cum suntem? Când stai în fața unui ecran și tu ești aici, că-ți vezi numai mâinile, da, cu o mitralieră, nu? Apare unul, pac, apare altul, pac, apare altul, dă-i. Bazi mai ai un cuțit oi mare, o sabie, știa pus și dă-i. Mai face câte o rană, pierzi o viață. Problema nu e asta, pe ecran ai 10 vieți, 100 de vieți. Problema e că-ți pierzi viața asta, că asta nu ți-o mai dă nimeni. Și pierzi viața veșnică, asta e marea problemă. Pentru că mulți astăzi se duc și se închină pe altarul zeului Nergal, a zeului Uri, a zeului războiului. Și aici, în groapa asta, cad copiii noștri. Și tu trebuie să te rogi și tu trebuie să postești și să spui, Doamne, te rog frumos, eliberează-l pe copilul meu de dependența asta, de jocurile astea cu violență și mai mult, de desenele care sunt pline de violență, că sunt și de alea, și de filmele care sunt pline de violență, și acolo unde vine diavolul și le adună pe toate și îl pune și pe Sucot Benot și pe Nergal împreună, și vine și violența și vine și sexul și îți arată și te duce pe calea aceea, acolo numai Dumnezeu mai poate să intervină și să salveze suflete și îl rugăm pe Dumnezeu să facă minune după minune în viețile copiilor noștri. Foarte greu în lumea aceasta, să știți, și Domnul spune, eu vreau să trimit pe pământ, în Grace, în Albinii, la noi în Cluj, în altă parte, în bisericile mele de pe întreg pământul, vreau să trimit botezul cu frică de Domnul. Înainte să coboare Duhul Sfânt, înainte să vorbești în altă limbă, înainte să fii proroc sau să te rogi pentru bolnav, roagă-te lui Dumnezeu să te boteze cu frică de Domnul. Să urăși răul, să te depărtezi de rău, să te apropii de Dumnezeu și să tremuri, dacă e cazul, în prezența lui Dumnezeu, că El e Sfânt. Și dacă El e Sfânt, și noi trebuie să fim sfinți, fraților, în toată purtarea noastră. Domnul să ne ajute la aceasta. Uitați-vă alt zeu, alt idol de aici, da? Ashima. Spune aici tot în versetul 30, cei din Hamat au făcut pe Ashima. Cine era acest Ashima? Era zeul soartei. Avea față de maimuță, avea corp de pisică și se numea zeul soartei. La ce mă gândesc? Uitați-vă că idolii, eu aruncau oamenii în țărână și s-au dus, dar demonii din spatele lor au rămas. Oamenii astăzi sunt așa de interesați de viitor, de paranormal, de tot ce înseamnă horoscop. Să vină și să-i vestească viitorul, ce se va întâmpla cu viața mea, dacă m-am născut în data cu tare, ce spun astrele, ce spune astrologia. Și încep oamenii să caute și încep oamenii să întrebe și apelează la ghicitori, apelează la vrăjitori și zice Dumnezeu, așa ceva nu se poate. Adică tu vii duminică și asculți cuvântul lui Dumnezeu și te rogi
Și deja de luni te uiți la rubrica horoscop, numai de curios, nu fi curios în lucrurile satanei, mă omule, nu fi curios! Pentru că Domnul știți ce a spus către evrei? Dacă veți intra în țara promisă, să nu cercetezi cum se închinau oamenii dinaintea ta. Nici să nu te intereseze. Știi ce? Ai văzut idolii, sfărâmă-l, l-ai văzut, sfărâmă-l, l-ai văzut, sfărâmă-l. Și asta e problema pocăiților din epoca noastră, că-s fanatici. Înțelegeți? Că vin oamenii și zic, băi, voi n-aveți cultură, mă, o cultură a acceptării celuilalt. Voi nu aveți, mă, voi sunteți fanatici. Voi ori alb, ori negru, mă, dar trăim într-o epocă gri. Nu-i alb, nu-i negru, nimic, totul e gri. S-ar putea să fie bine, s-ar putea să fie rău, dar nu există un bine absolut și un rău absolut. Cum nu există Dumnezeu și diavolul, că asta vin oamenii și spun. Și atunci știi ceva? Du-te la biserică, roagă-te liniștit, cântă liniștit, dar de luni începe și caută în horoscop și vezi ce spune și satana în horoscop cu privire la viața ta. Și au fost atâtea cazuri. Și vă pot spune, da? O femeie avea un bebeluș și s-a uitat în ce dată s-a născut bebelușul ei și a dat peste un horoscop și scrie așa: cei care s-au născut în data cu tare, și era exact data nașterii bebelușului ei, cei care s-au născut în data cu tare vor deveni niște hoți și niște criminali. Păi eu zic, ia, mai bine îl omor acum, mă, decât să devină copilul meu hoț și criminal. Și l-a ucis. Și a ajuns femeia în închisoare, a ajuns închisă, și când a fost întrebată de ce, a zis, uite de ce, am citit în horoscop asta, 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 asta. Și a ajuns închisă. Vedeți unde ne poate, da, să vină să zică, da, te-ai născut atunci, da, ești o persoană optimistă, ești o persoană încrezătoare și zgâdilă eu, numai ca să te simți bine. De ce nu te pui pe genunchi? De ce nu te rogi lui Dumnezeu să spună El cum ești? Să spună El, ți-am dat putere, vei trece peste șerpi, peste scorpi, peste puterea vrăjmașului, te voi sprijini, te voi ajuta, te voi întări, citești un verset din Biblie, intră puterea Duhului Sfânt în acțiune, Dumnezeu rezolvă cauze în fața ta. De ce nu faci lucrul acesta? Pentru că asta o așteaptă Dumnezeu de la noi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Uitați-vă în continuare, alt zeu, da, al patrulea, versetul 31. Cei din Ava au făcut pe Nibhaz și apoi pe Tartac, zeul întunericului și eroul întunericului, da? Câinele, ăsta era zeul întuneric, era câinele, zeul câine, cel care latră. Și celălalt se numea zeul gunoaielor. Și uitați-vă cum nu lovește diavolul astăzi cu câinele la care latră, cu cearta prin familii. Nu mai vezi că vine demonuțul ăsta, îl certe și odată să ceartă între ei, mă, și nu se mai împacă. De ce? O lăsat să intre zeul ăsta. Și nu-i bun, nu-i de la Domnul, nu, Nibhaz, e la care, fratele Sidor din Găureni, un om al lui Dumnezeu, un om sfânt al lui Dumnezeu. Am fost la el, un proroc, un om mare, un om care, spuneau frații, că a avut răpiri și s-a dus în Duhul. El se ruga în cameră, da? Au avut niște revelații deosebite. Și l-a luat Duhul și a zis, acum te duc la spital că trebuie să te rogi pentru sora cu tare. S-a rugat femeia, s-a făcut bine, dar el nu s-a mișcat de acasă, înțelegeți? L-a luat Duhul Sfânt și l-a dus și el s-a trezit iar în cameră. Și femeia a fost într-adevăr vindecată de Dumnezeu. Avea omul ăsta niște experiențe extraordinare. Mergem la el, frate Sidor, povestește-ne niște experiențe frumoase. Și el a ales să se laude cu slăbiciunile. Zice, într-o zi, soția mea a luat din banii pe care aveam acasă și i-a dat la cineva în numele Domnului toți banii ce aveam. Așa m-am supărat pe ea și am zis, tu femeie, dar nu m-ai întrebat nimic, trebuie să mă întrebi. De ce nu m-ai întrebat? De ce ai dat banii aceia? Și zice, era seară, femeia s-a culcat necăjită, eu mă pun să mă rog, era înainte de culcare și pe când mă rugam, văd un cățel într-o oală, cățelul lătra. Ham, ham, ham. Doamne, ce e asta? Băi, cățelul ești tu, mă, că ai lătrat la nevastă, mă, și ai certat-o, mă. Du-te, mă, și cereți iertare. Să duce, zice, no, dragă, te rog, iartă-mă, uite, Domnul m-a pus să vin să spun treaba asta. Iartă-mă, te rog, iartă-mă. Vedeți?
Și atunci când nu vine Duhul Sfânt, pentru că tu nici nu te rogi înainte să te culci, că ești prea obosit, când dormi iară, dormi gândindu-te la afaceri, la problemele pe care le ai, ce să-ți vorbească Dumnezeu? Când te scoli, fuga repede să rezolvi și nu poți să mai faci nimic ca să-ți vorbească Dumnezeu. Și apoi vine cățelul și ăsta trage ca și în povestea lui Ioanid, ca în povestea în versuri. Cățelul trage un animal mai mare, mai mare, mai mare și numai te trezești că te-or potopit demoni în casă. Și asta nu-i bine, fraților, nu-i bine, da? Tartac, zeul gunoilor. Uitați-vă, spunea fratele Lupșa din Bistrița, mi-a plăcut, zice, fraților, Domnul a zis că la rădăcină i-a pus gunoi. Și zice, vedeți, și nouă ne pune Dumnezeu la rădăcină atâtea gunoaie. Numai să ne pocăim, îți dă casă, asta o sardă, îți dă mașini, asta o sardă, dar Domnul ți le-a dat, mă. Domnul ți le-a dat, dar socotește-le și tu ca un gunoi, cum a făcut Pavel, și pocăiește-te și apropie-te de el. Că dacă nu faci lucrul ăsta, Domnul schimbă placa. Și nu-ți mai pune gunoi. Zice, mă, dacă nu mers să pocăiască omul, că i-am dat binecuvântări pământești, o să iau securia. Și când iau securia, îi tai o rădăcină, nu mai vezi că se îmbolnăvește, mai tai una, nu mai vezi că rămâne sărac și așa mai departe. De ce? Nu n-o vreau să mă slujească când îi mergea bine, o să mă slujească când nu o să meargă bine. Și vedeți, aici avem probleme. De ce? Ca și oamenii ăștia de la Samaria, ne închinăm și lui Dumnezeu și ne ispitește diavolul să o luăm și în altă parte. Și apoi uitați-vă la Adramelec și Anamelec, versetul 31, regele focului, despre care mă gândesc la problema cu tehnologia. Ăsta vine și ne arde copiii noștri, regele focului sau a nu este rege. Era soarele și luna. Asta erau, se închinau la soare și la lună. Astăzi copiii noștri se închină și ei, dar la alt soare și la altă lună, la niște obiecte virtuale, și acolo trebuie să ne pocăim și să-i cerem lui Dumnezeu și călăuzire, pentru că să știți, e foarte greu să scape un copil de dependență. Asta numai prin mare înțelepciune la Dumnezeu, dacă el deja e dependent. Am fost undeva în misiune, era o fetiță, cred că de vreo 14 ani, povesteau frații acolo, și din cauza că au luat părinții o hotărâre radicală și au zis, scoate-mă afară, fetița asta s-a sinucis. Deci nu putem face lucrurile necălăuziți, că atunci ne costă. Doamne, ce să fac? Fă asta. Doamne, ce să mai fac? Fă asta. Și așa încet, 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 numai vezi că Dumnezeu îți dă biruință, dar tu numai roagă-te și ține legătură cu Dumnezeu, că Dumnezeu te va ajuta. Domnul să ne ajute la aceasta. Fraților, ne uităm acum la termometrul fricii de Domnul, la final, da? Cum pot eu să-mi dau seama că am frică de Domnul? Sau poate dacă nu am, atunci acum aș putea să obțin frică de Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Romani 12:9. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Ce înseamnă asta? Atunci când eu am frică de Dumnezeu, când mă tem de Dumnezeu, mi-e groază să păcătuiesc. Mi-e groază, mi-e scârbă de păcat. Dar dacă vine diavolul și încearcă să mă ispitească, atunci mie mi-e foarte groază și nu vreau să păcătuiesc, nu vreau, pur și simplu, nu vreau. Era într-o biserică o soră care a avut o descoperire printr-un frate, un frate din Bucovina, a fost acolo, se ruga biserica, ascultă, așa vorbește Domnul femeie. Femeia era bolnavă. Am să te vindec cu o singură condiție, dacă renunți la pensia falsă pe care o ai. Asta avea pensie falsă, știți că mai sunt de astea. Merge, declară că e bolnavă, care nu știu ce, face niște acte false și femeia asta avea pensie falsă, adică o pensie care era ilegal obținută. Dacă renunți la pensia dumitale, zice, Domnul te vindică. Merge la fratele, zice, auzi, întreabă-l pe Domnul că dacă țin câteva zile de post, nu mă iartă, să rămână și pensia și să mă și vindece. Dar nu se poate așa ceva, măi omule, nu se poate. Se poate așa ceva? Dar uitați-vă, frica de Dumnezeu trebuie să se vadă, trebuie să fie dovedită prin groază de păcat. Adică dacă Domnul vine la noapte și eu am pensia aia, mă duc cu tot cu pensie în iad, pentru că eu nu-s bine cu Domnul,
Da, trebuia ea să-și dea seama, măi, că era ilegal, era contra legii, contra cuvântului lui Dumnezeu, contra Scripturii. Și să spună, da, vedeți, diavolul vine și ne ispitește și atunci Domnul zice, mă, te temi de mine? Da. Ți-e frică? Ți-e groază de păcat. Stai să mă gândesc. Pe dacă îți însușești ilegal, dacă iei ce nu-i al tău, dacă vorbești ce nu trebuie, ai groază de păcat. Te întâlnești cu sora cu tare și știi că sora aia e o bârfitoare. Doamne ferește de așa ceva, vă dau numai un exemplu, da? Te întâlnești cu ea, mai bine te duci trei străzi mai încolo decât să greșești cu ceva. Pentru că Dumnezeu atât ai de sensibil, să știți, atât ai de sensibil, era lângă Cluj la Recea Cristur o soră, se duce la cina Domnului, și abia vorbea, avea gura așa umflată. M-a întrebat-o, frații, dar ce probleme ai? Și greu ori înțeles-o, dar ori înțeles-o. Deci a venit la mine o vecină care era cam bârfitoare, cam vorbea de rău, și eu mă rugam în mintea mea, Doamne, n-aș vrea să scot nicio vorbă, Doamne, că uite mâine cina Domnului, vreau să stau și eu cu tine la masă, te rog frumos. Și mă tot rugam și femeia vorbea de rău, cu tare, cu tare, cu tare, și tot vorbea de rău, vorbea. Și odată, zice, am deschis gura și am vrut să vorbesc și a intrat o albină în gura mea, mi-a împuns limba, zice, uite, așa de umflată, că abia vorbesc. Dar Domnul zice, s-a îndurat de mine. Vedeți cât e sensibil Domnul, mă, niciun cuvânt. Ea a vrut, zice, am vrut să zic numai da, atâta, da. Și când ăsta a intrat albina și mi-a luat cuvântul din gură. Vedeți ce se poate întâmpla? De ce? Dumnezeu e sensibil. Dumnezeu, Duhul Sfânt, de aceea se numește Sfânt, că vrea să fim sfinți în toată purtarea noastră, fraților, și vrea să ne sfințească. Și așa demonstrăm că avem frică de Dumnezeu. Fie vă groază, groază de rău, și lipiți-vă tare de bine. Domnul să ne ajute la aceasta. Cum mai pot demonstra sau cum mă pot autoverifica că nu trebuie să mă duc să demonstrez, bă, eu sunt cu frică de Domnul, nu. Cum pot? Prin ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Evrei capitolul 11, versetul 7, zice, Noe a făcut o arcă și era caracterizat de o teamă sfântă, era plin de teamă sfântă. Ce înseamnă asta? Citesc în Biblie că Biblia îmi zice să nu furi, să nu ucizi, să nu prea curvești. Ba găsesc versete care îmi vorbesc mie pentru problemele mele. Și atunci, plin de o teamă sfântă, execut. Așa a făcut Noe. Noe, da, Doamne, fă arca să fie așa de lungă, așa de lată, așa de înaltă, să aibă atâtea încăperi. Bine, Doamne, execut. Ce înseamnă asta? Când eu ascult de Dumnezeu, înseamnă că mă tem de Dumnezeu. Amin? Dacă Dumnezeu zice și îți vorbește în taina inimii, știți ce am pățit odată? Am mers în misiune și a fost o șoaptă de la Domnul. Dă-i la omul ăsta 100 de lei. Doamne, zic, dar ultimii noștri bani, îi aveam la mine, soția mi-o dat, eram lângă Arad, într-o bisericuță. Doamne, sunt ultimii noștri bani, mâine nu o să am bani să-mi cumpăr pâine. De ce să-i dau la omul ăsta 100 de lei? Și parcă sunt tristat, Domnul, Duhul Sfânt, așa am simțit eu lucrul ăsta. Dar știi ceva, Doamne, totuși omul ăla să vină la mine, era un om pe care l-am văzut prima dată în viață. Să vină omul ăla la mine să mă salute la finalul bisericii. Da, eram lângă Arad, într-o bisericuță, da? Să vină să mă salute și eu îi dau bani, ăsta-i semnul. N-au mai venit. Știți ce am pățit când am ajuns acasă? Pentru că n-am ascultat. Soția a zis, ia, ce bine că ai venit, hai să bem un ceai împreună. Face ceaiul, pe când stă la masă cu ceaiul, să crapă paharul ăla sau cana aceea sau ce a fost, eu curs ceaiul pe mână, știți câți bani am dat pe creme? 100 de lei. N-am avut bani de pâine în următoarea zi, dar mi-am pierdut și răsplata. M-am dus la farmacie, domnule, uite, soția, așa, 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 100 de lei, i-am dat, am pierdut. N-am ascultat, oameni buni, n-am ascultat. Dacă aveam frică de Dumnezeu, aș fi zis, da, Doamne, 100%, te ascult, s-a terminat, poftim. Dar n-am avut-o atunci. Și vedeți, asta trebuie mereu să fie în gândul nostru, în ființa noastră, în gândirea noastră. Al treilea lucru, tot la termometrul ăsta, cum pot să-mi dau seama dacă am frică de Domnul sau nu? Trebuie să demonstrez înțelepciune, trebuie să demonstrez înțelepciune, în special în vorbirea mea.
Asta spune, nu? Frica de Domnul, începutul înțelepciunii. Păi dacă am frică de Domn, atunci trebuie să demonstrez că sunt înțelept. Și de multe ori înțeleptul trebuie să tacă. Trebuie să tacă, trebuie să tacă. De ce? Pentru că Dumnezeu spune că cei care vorbesc mult nu se poate să nu greșească. Și atunci tac, ascult, privesc, mai trag concluzii. Și dacă Domnul vorbește, pot să și vorbesc. Dar dacă Domnul nu vorbește, ar trebui să tac. Deci vedeți, sunt lucruri aici, da? Prin înțelepciunea pe care o arăt, pe care o demonstrez, eu trebuie să spun, da, sunt copilul lui Dumnezeu, sunt caracterizat de frică sfântă. Spunea fratele Jenu Mocanu, un bătrân al bisericilor din Cluj, a fost un pionier al credinței în zona Clujului, spunea că odată era cu niște tineri, s-au întâlnit la biserică, râdeau, făceau niște glume așa, de prin biserică, că se întâmplă multe, și în mijlocul lor a ajuns un frate bătrân, un proroc, și prorocul începe să vorbească. Așa vorbește Domnul. Să știți că Duhul meu nu va duce râsuri. Bătrânul nu știu că ce făceau ei, că ei s-au făcut foarte serioși când apare bătrânul. Gata, tăcesc că ăsta e omul Domnului. Dar Duhul Sfânt i-a văzut că ei râdeau. Și Domnul zice, Duhul Sfânt nu râde, nu face bancuri, nu își bate joc. Și ca să vedeți că Duhul meu nu este cu râsul ăsta, ziceam să vă dau o clipă de har. În momentul acela povestea fratele Jenu Mocanu, a coborât peste noi toți tinerii care erau acolo în biserică, o cercetare de la Dumnezeu. Am început să plângem în hohote, nu ne mai puteam opri din plâns, eram cercetați de Duhul Sfânt, am căzut cu fața la pământ și ne-am rugat poate peste o oră și zice, am udat podelele cu lacrimi, numai bălți de lacrimi erau pe jos. Așa de tare ne-a cercetat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce? Duhul Sfânt vine și îți aduce frică de Dumnezeu care e începutul înțelepciunii. Și înțelepciunea cea mai profundă este să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, să ajung și împărtășia cu suferințele Lui și să ajung cu orice preț la învierea din morți. Domnul să ne ajute la aceasta. Și cum mai pot să dobândesc sau să dovedesc frica de Domnul? Prin rugăciune, fraților. Cel care vorbește mult cu Dumnezeu, Dumnezeu îi vorbește și lui. Dumnezeu îi se revelează. Dumnezeu vine și îl cercetează. Dumnezeu îi prelucrează inima. Și atunci omul acela cu adevărat va avea frică de Dumnezeu. Fraților, îmi doresc foarte mult să am frică de Domnul, copiii mei să aibă frică de Domnul. Povestea fratele Vilucă, un om al lui Dumnezeu din Feleac, din zona Clujului. Zice, mergeam în Cluj, atunci erau la începuturi 2 sau 3 biserici în tot Clujul. Acum sunt peste 20 penticostale, peste 15 baptiste și de alte facturi mai multe. Dar fratele Vilucă spune, mă duceam în biserica Cutare, biserica din Mănășturi, în Cluj, și zice, era acolo o soră bătrână cu numele de Neaga. Era țigancă, dar ce? Că vorbea Dumnezeu, lucra Dumnezeu prin femeia asta. Când se ridica cineva la amvon, femeia din sală striga, așa vorbește Domnul, bărbatule, n-ai drept să predici că te-ai certat cu soția azi dimineață. Omul ăsta începea să tremure, să punea jos. Merge altul. Așa vorbește Domnul, bărbatule, n-ai dreptul să predici că ai furat de la serviciu cu tare și cu tare. Omul tremura, se punea jos. Păstorul bisericii zice, frate Vilucă, du-te predică. Nu pot, frate, că mi se bat genunchii de olaltă. Ce mi-o zice și mie femeia asta? Mi-e frică. Și vedeți? Astăzi, îs supărat că nu m-o pus la predică păstorul. Îs nervos că n-am cântat o cântare. Ba încă la noi, acolo în Cluj, într-o biserică, s-o dus și eu zgâriat la păstor cu cheia, mașina de jur împrejur. Zice, așa străbă că nu m-ai pus la poezie. Ce-i asta? Ce-i asta? Unde suntem, fraților? Unde-i frica de Dumnezeu? Vedeți? Duhul Sfânt să coboare peste biserică și Duhul Sfânt să aducă din nou darul ăsta prețios al fricii de Domnul și Domnul să cerceteze biserica de aici cu har. Spunea un om al lui Dumnezeu, un om mare din secolul XIX, de multe ori, și să știți că m-am gândit la spusele lui, mă duc în misiune, mă duc pe drum, zic, frați, o fost har,
De unde știi, mă, biserica s-a bucurat? Și știți ce spunea omul ăsta lui Dumnezeu din secolul XIX? Unde e adevăratul har al lui Dumnezeu, acolo toți se prăbușesc înaintea Domnului, și cel ce predică și cei ce ascultă. Ăla e adevăratul har. Că s-a bucurat biserica, da, le-o dat Domnul lor har, dar mie poate îmi dă diavolul har să mă mândresc, nu? Harul lui, că și el are harul lui în ghilimele. Dar acolo unde e adevăratul har, ne prăbușim cu toții la picioarele lui Dumnezeu și spunem: Domnul a lucrat, Domnul a strălucit, Domnul s-a glorificat, Domnul să fie lăudat, slăvit să fie Domnul. Vă mulțumesc pentru primire, tot ce a fost rău să nu luați, a fost de la mine. Dar ce a fost bun, Domnul să înmulțească și să facă să crească în inimile noastre. Amin.